Salut! Vă arăt astăzi cum am chinuit eu cu arma nepotrivită să termin misiunea din jocul cu vânătoarea. Am stat foarte mult timp fără să mai joc la el și când am intrat în joc, uitasem cum trebuie să procedez când plec la vânătoare. Și nu m-am pregătit, am luat o armă de nivel 4 și aveam nevoie de armă de nivel 6, adică o armă cu un impact mult, mult mai puternic al loviturii. Și mă tot întrebam, bă, de ce nu reușesc eu să dobor dintr-un glonț la o distanță mică animalul, dar mă gândeam că, mă, poate așa funcționează când nu folosesc luneta. Eu știu ce probleme are jocul la configurări sau poate nu înțeleg eu cum funcționează toată treaba aici. Observam că am 2000 sau aproape de 2000 puterea glonțului, dar nu mi-am dat seama că eu folosesc o armă greșită. Și m-am tot chinuit așa până am reușit să termin misiunea. Dar am tot tras câte un glonț în, cred că în toate zonele care erau în care erau elcul ăsta, elanul sau cum mai are traducerea, western, nu știu cum îi mai spune. În toate zonele aveam câte un glonț. Cred că am avut noroc să prind unul sau doi care n-aveau deja un glonț tras în el. Și da, am pierdut ceva timp cu misiunea asta de fapt. N-am reușit să fac live înregistrarea. Am zis să vă arăt și vouă cum m-am chinuit eu cu o armă de nivel greșit. Deci, practic, funcționează și cu asta, dar te chinui foarte mult. Nu e chiar ușor să faci o misiune, să dobori un animalul când folosești ceva greșit. Ce voiam să vă mai zic? A trebuit să găsesc o metodă prin care să mă apropii foarte repede de ei, pentru că se speriau de cele mai multe ori. Adică mă apropiam de el și în momentul când se mă pregătesc să trag, plecau sau trăgeam și nu-l loveam cât să-l dobor. De fapt, nici n-aveam cum, că v-am zis, foloseam o armă greșită. Trebuia să fie distanța mult mai mică ca să pot să fac ceva animalului. O să vedeți că m-a și atacat, cred că unul din ei, din elani, după ce am tras. Și eram la distanță mică. Sper că vă place ce vă arăt astăzi. Rămâne de văzut dacă reușesc să-mi fac timp să registrez live, să zicem așa, exact când vânez. Văd ce timp am în zilele următoare. Pa!